Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna mai 2023 față de luna aprilie au crescut cu circa 0,5%. Cel mai mult s-au scumpit fructele cu 5,4%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate reduceri de preț la ouăle de găină cu 11,6% și uleiul vegetal cu 4,7%, iar legumele s-au ieftinit cu peste 2%. La mărfurile nealimentare, în perioada de raportare, au crescut prețurile medii cu 1% la încălțăminte și carburanți, cu 0,6% la confecții și cu 0,5% la medicamente. Prețuri mai mari s-au înregistrat și la serviciile prestate populației pentru luna mai, comparativ cu luna aprilie 2023. Serviciile de transport pentru pasageri s-au scumpit cu 12,5%, iar serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare cu aproape 1%. Concomitent, în luna mai 2023 față de luna aprilie s-au redus tarifele pentru serviciile de furnizare a energiei electrice cu 3,2%. Prețurile medii de consum în luna mai curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, au crescut cu 16,3%, inclusiv la produsele alimentare cu 14%, mărfuri nealimentare cu 8,2% și servicii prestate populației cu peste 33%.